Hai, patroană, acum azi avem de dat un interviu foarte prețios pentru tine, că ești tare bucuroasă, ce-am auzit. Ia! Sunt bucuroasă că m-a ajutat Dumnezeu și Maica Domnului. Te-am scăpat de boală, te-a ferit pe tine să nu te ia COVID-ul. Și-am reușit cu toate rugăciunile mele, m-a arătat Dumnezeu și Maica Sfântă și toți Sfinții. Rugăciunile mele sunt de m-am dus la biserici și nu uit niciodată și mă duc în continuu rugăciunile mele. Te-am scăpat de Dana fără ceartă, fără nimic, fără bătaie. S-a dus ea singură, s-a măritat cu colierul, unde ducea mâncare la câini. Stătea câte o oră, îl mința pe Leo, mă duc să dau mâncare la câini. Și ea se ducea la colierul, stătea cu el. De ce vorbește așa, patroană? Că nu m-a înșelat. Că nu era Leo acasă, îl chema pe colierul în casă și îi dătea să mănâncă, să bea. Păi de unde știi tu toate treburile astea? Păi nu știu, mi-a spus cineva, vecină de acolo, de la Pipera. Care vecină ți-a zis? O vecină era țigancă de-a mea acolo, la Pipera. Chiar că noi aveam foarte mulți vecini țigani. Știi că aveai țigancă acolo, da. Vecină. Aveam foarte mulți țigani vecini. Ea era farfurie cu două piață cu tine și tu spuneai că ține cu tine. Te gudulea, mamă, nană, nană, mamă, până a luat banii de pe tine. A luat toate lucrurile. Patroane, crezi că o mai ia cineva pe Dana? Pare 50 de ani, bătrân acum. A luat-o deja. Pe unde a luat-o? Că nu... A luat-o, are bărbat. Nu, a luat, nu are pe nimeni acasă. Ai, n-are, n-a l-a dus acasă. Nu l-a dus. Are bloc acolo, în Pitești ăla. Are bloc și... Păi da. Și este casa? Nu știi nimica. Nu. Aici așa ești tu, de, nu știi. Nu ții la femeie, azi ai femeia aia atât de cu mine. Păi, patroană, totuși nu înțeleg. De unde și tu toate astea, păi ce nu mi le-ai spus atunci? Deșteaptă. Am școala lumii, n-am crasă multă, școală, carte multă. Dar știi ce înseamnă școala lumii? Poți să ai carte un sac, dacă n-ai școala lumii. Dar de ce nu mi le-ai spus atunci, patroană? Știi ce-i în lume. Eu nu cred că are pe curierul, cum zici tu. Dar auzi că a luat bărbata de apartament la Ampichei. Și stă cu ea? Păi se duce țara ca să nu o prinzi tu acolo la casă, la tine cu el. Păi să nu prind eu acum, mai are treabă să ferește de mine? Nu mai, acum nu mai să ferește, gata, că a dat iorțiu de tine. Mulțumesc lui Dumnezeu că ai scăpat de o ursăreață, că ai scăpat. Mai avem o ursă păreață care trebuie să scăpăm de ea. Păi și cum, patroană, cum adică? Asta e. Mie îmi pare rău că a plecat și s-a despărțit de mine. Îmi pare rău că te-a gudulea până te-a scuturat de bani. Serios îmi pare rău. Că uite, păi, acum nu mai am unde să mai plec de acasă. Unde să plec? La cine păi, să plec? Unde să mai plec? Să mai dai 1000 de euro. Păi n-am să unde mai să mai plec. Tiri, 1000 de euro. N-am cu cine să plec. Să mai dai 1000 de euro la tiri. Uite, nu pot să-mi port aici. Cofeta, ai luat, Ioane? Pune acolo în bucătărie. Și vinul s-a dus restul lui patroana. Păi, de lâla. Unde-i lâla? Păi, cum să tot? Patroană? Da. Dar știi unde și-a luat acasă Dana? Da. Știi? Știi. Undeva la țară. La țară, lângă Pitești. Și a luat lângă Pitești, la țară. Și știi cât a dat pe ea? 10.000 de euro. Deci a luat casa cu 10.000 de euro. Deci a luat casa la țară, prieteni, și a luat ca să țină animalele. Și ea stă acolo cu animalele. Da, dar știi care-i treaba? Că eu o să mă duc să stau cu ea acolo în casa aia de 10.000 de euro. Nu stai deloc. Cum nu stau deloc? Stă cioara cu ea. Cum stă cioara? Are o cioară. Lasă cioara, că eu o să mă duc și eu să stau cu ea acolo. Că m-a chemat, mi-a dat telefon și m-a chemat. Mi-a zis să merg, că nu poate să stea fără mine. Păi da, ca să mai gudulească niște bani de pe tine. Dă-i dracu de bani, patroană, că nu e vorba numai de bani. Da, te punea să vinzi casa. Și? Ca să-i dai bani. Și ce făceam cu ea? Că uite, e prea mare casa. Da.
Serios, uite. Uite, casa e prea mare. Păi nu era prea mare casa și trebuia să o vând? Trebuia să o vând, asta mai era. Nu mai era galben, era casa. Păi să vezi să-i dai banii lui Dana. Nu, îi trebuia și ei să facă gardul. Da, îi trebuia să forează apă. Da, și să facă, să forează apă și să facă gardul patroană. Da. Serios, trebuia să facă și ea gardul. Păi nu ia de la colier. Pe care colier vorbești tu, că eu nu știu? Că ea, dacă m-a sunat pe mine și m-a chemat să stau cu ea... Oață! De oață! Păi nu, e vorba de renuncul meu, care a rămas acolo la ea patroană. Care ai băgat banii, nu ți-a dat-o un cățel. Nu, să nu vorbești de căței, că ne certăm. Păi da, nu ți-a dat-o un cățel, mamă, n-avea milă, vezi? Dacă avea milă, zicea, ia le-o să-o un cățel, băi, unele... Păi da, rând. Uite, mie milă de renuncul meu. Îl salut pe renuncul, renuncule, te salut. Da, ai dat banii acolo la cățel. Mi-e dor de tine, renule. Renule, mi-e dor de tine. Și salut și pe câinii ăla, pe Moxa, pe Baracunilă, pe Mistrețu, pe Ana, pe, cum îl cheamă, că am uitat, Doamne, pe Ariciu, pe Renuca, pe Moxa, dar în special pe renul meu, pe renul patroană care l-a luat Dana și nu mi l-a dat. Nu-i zis să-mi dea câinile înapoi? Are inimă, a spus că are inimă bună, de ce nu ți-a dat cățăi înapoi? Să împartă cățăi cu tine. Așa trebuie. Așa trebuia, că ai băgat banii ele, tu le aduceai mâncare la cățăi. Păi și normal, acum bagă divorțul și nu-mi dă niciun câine. Cum e normal așa ceva? Te judeci și pui numele la cățăi, la tribunal. De la tribunal mă judec și cer cățăi înapoi. Da. Cer să împartă cățăi cu mine, jumate-jumate. Da. Dar renul meu mor de el. Deci patroană, îți dai acordul, da? Da. Ca să cer cățăi jumate-jumate la tribunal. Da. Da? Da. Bine, patroană. Uite, mi-a adus aminte de Dana, gata, și mi-a dat lacrimile, patroană. Da, vai de curul. Vezi, auzi, asta mai se împacă cu tine. Care asta? Cu asta treci pe lângă mine. Ea asta, mergeam în mașină tot, și Anca și tot. Și Anca, unde la telefon? Spune Dana, dă telefon, o să mergi și mie de la metro, pefti. Când auzi asta că cerea pefti și ceva dulce, prăjituri. Doamne, ferește, dai seama. Patroare, da, nu știu ce spui tu, dar cred că eu o să mă împac cu Dana. Nu te mai împacă Dumnezeu, cred. De ce? Nu mai supără Dumnezeu și Maica Sfântă, că te-a ținut legat cum ții ouă, cum ții ouă de coarne. I-a distrus Dana și cu fieța Renata. Renata... Taci din gură, nu, vreau să vorbesc de Renata, taci din gură. A pus Sergiu, ia ta pus Sergiu. Taci din gură, că e combinată cu prietenul meu și nu vreau să comentez. Din cauza ei ai pus Sergiu. Taci din gură, că nu vorbi de mea. Din cauza lui Dana. De Renata le-ai pus Sergiu. Hai, taci din gură. Păi de ce strici filmul acum? Lasă-mă cu buierile alea, gata, nu mai mă supăr. Să nu te mai supăr? Da. Nu te mai supăr, patroană, nu mai zic nimic. Hai zi de altele. Și ce fac acum, patroană? Cum mă însor? Uite, ți-am găsit o femeie să te însori. Și unde e? O țigancă de-a noastră. Păi băgăm aici, pe seancă. Ce să facem dacă ea nu se împacă? Păi și eu iau țigancă? Mie îmi trebuie româncă. Ce trebuie româncă? Nu mai-mi place româncă. Țigancă de-a mea, uite, să-ți fac aici. Să nu mai fac eu aici. Să te ajute aici, la bucătărie? Păi da. Păi uite-te, patroană, pe bune, nu... Uite-te, stai în zăpadă, că a început să ningă, patroană. Hai că uite, ninge, să pune zăpada. Să terminăm cu porc. Și ce facem cu pomana porcului asta, dacă ninge în ea? Deci, vedeți, vezi, patroană. Vezi, patroană, cum faci tu pomana porcului, pică și strop de zăpadă în ea. Așa, frate. Deci pomana porcului cu zăpadă, prieteni. Deci cu zăpadă. Muncește mama foarte mult, prieteni. Pe cuvântul meu, de nu-mi pare rău că am tăiat porcii ăștia, că uite cât muncește mama de mult și stă afară în frig. Deci chiar muncește, serios, pe cuvântul meu.
Ia-te, patroană, și du-te înăuntru. Dar cine face mâncare aici? Mănâncă pisicile. Păi cheamă pe Ianca și, și du-te și înăuntru. Dar nu vorbește cu mine, Ianca, nu vede. De ce? Îmi zice panică, păi eu vă da babă. Nu vorbește cu mine, ce i-am făcut mult. Am făcut după tine, ia dă ceva ce după piută. Doamne, doamne, doamne. Ai, și când se mai face pomana porcului ăsta? Că vor fanii să vadă. Acum, mai durează oare. De ce ai băgat în pomana porcului? Ca să le zicem și la fani. Sare, a spălat-o un pic, a spălat-o. Da. Sare. Da. Și în formă, la ultima dată, băgăm puțină usturoi cu un pic de apă și gata. Da, apă nu bași în ea la fiert acum? Nu am băgat, ai băgat calitatea apă că a spălat. Aha. Deci asta e rețeta, prieteni, da. Asta e rețeta pentru pomana porcului. Tăiați bucățile mai mari, nu să taie mai mici. La noi să taie mai mari, că uite mai dai la vecini și așa e frumos, să vadă bucățile. Că când se plinge, să face mici bucățile. Că dacă le faci mici, mici, se urcă de tot. E, vezi? Și faci bucățile mai mari. Și asta să, să faci așa la tuci. Vedeți, da. Prieteni? La tuci. La foc de ăsta afară în curte, afară în curte e tuciu cu pomana porcului. Vedeți, nu facem așa bucățele micuțe și puține. Vedeți, un tuci a pus mai mult și bucățelele mari. De ce nu mai merge butelia aia? Păi nu vezi butelia ce s-a întâmplat cu ea? Uite, uite butelia. E zăpadă pe ea. A lăsat brumă, patroană. A lăsat brumă butelia. Unde să mai meargă? De-aia nu mai merge. Deci, dar vedeți, nu mai iasă din lumina, nimă apar. Deci vedeți, patrona cu arzătorul face focul. Face focul, mai hai. Lăgă-ne butelia. Hai înăuntru. Patrona, hai înăuntru. Păi dar cine face, mamă? Păi serios, las-o naibii de mâncare, hai înăuntru, te îmbolnăvești. Te vede sora mea de la pot și face scandal cu mine, hai înăuntru. I-a venit dimineața să nu mai este afară, dar n-are ce întâmplă. Te-a văzut ce ai făcut? Văzut, cum a stat? Am văzut, dar banii, bă, unde-ți banii? Deci, patroană, acum, până să facem pomana porcului și cartaboșii prieteni, patroana ne spune la mulți ani. O lăsăm puțin să mai ia aer. Mulțumesc la fani că ne urmărește fanii tot ce facem. Și să mă urmărească și pe mine pe canalul meu până să scoală urtul că doarme. Că trebuie să filmeze și la canalul ei de YouTube. O să filmeze astăzi la canalul ei de YouTube. Hai, o să filmeze când o să facă pomana porcului. Deci pomana porcului și vedeți cartaboșii când o să fiarbă, când o să facă cartaboșii. Și pomana porcului o să filmeze pe canalul de YouTube Patroana de la Strehaia, prieteni. Cei care nu v-ați abonați, vă rog să vă abonați. Acolo vedeți cele mai tari filmulețe cu patroana. Înțelegeți? Din, nu din cauza asta, dar i-am făcut patroanei canal de YouTube. Pentru că eu în zilele următoare voi pleca și eu de acasă și nu voi mai sta acasă cu patroana. Și ca să aibă cine să o filmeze, ca să vedeți dumneavoastră fanilor, o să filmeze pentru canalul ei de YouTube, pentru canalul Patroana de la Strehaia. Din cauza asta i-am făcut canalul Patroana și o să se ocupe de canalul ei Ursul. Ursul o să filmeze cu ea, o să filmeze lumina, o să filmeze Leonardo, Leonardo prietenul vostru. Leonardo, o să filmeze cu voi. Da, prieteni, atât am avut de spus și vă mulțumim că v-ați abonat la canalele noastre, vă mulțumim că ne dați like-uri, vă mulțumim că sunteți cu ochii pe noi și că sunteți aproape de noi. Din cauza asta, credeți-mă, ieri am filmat 6 ore, toată ziua aproape s-a dus, doar că am filmat pentru voi, pentru canalul de YouTube. Și am filmat 4 filmulețe a câte 30-40 de minute, care o să fie cele mai tare exclusivități care le-ați văzut vreodată. Să vedeți, de fapt, patroana cum se taie porcul la țigani
Da, țigănește așa, normal, cum se face țigănește, nu românește, vedeți, la noi e totul real, deci totul e, totul e posibil. Că asta e situația și o așteptăm și pe Anca să vină afară, că e Anca e acasă, dar nu vrea să vină aici să o ajute pe patroana, nu vrea să vină, nu vrea să vorbească cu noi. Pentru toți fanii lui Anca, care ați învățat-o și ați învățat-o de bine, vedeți ce se întâmplă că ați învățat-o de bine? Asta e. Ați învățat-o de bine să nu vorbească cu noi. Salutare, prieteni, vă pupăm și nu uitați să dați un like.